Lucrătorii Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au descoperit și confiscat ieri și alaltăieri la frontiera verde, pe comunicații și în punctul de trecere a frontierei Siret, aproximativ 30.000 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană în valoare de peste 330.000 de lei, marfă care urma să ajungă pe Piața Neagră de desfacere din zonă. În unul din cazuri, polițiștii de frontieră au tras și două focuri de avertisment pentru a-i reține pe contrabandiști, însă în zadar, fiindcă aceștia au trecut Tisa în not spre Ucraina. Banca Națională a României a anunțat un curs de referință de 4,6430 de lei pe euro, în creștere ușoară față de nivelul atins joi, când valora 4,6391 de lei. Dolarul american, cotat indirect în piața românească prin raportare la paritatea euro-dolar, se menține sub pragul de 4 lei, scăzând pentru a doua zi la rând. Vineri, dolarul a fost cotat la 3,9669 de lei față de joi, când valora 3,9930 de lei. Cursul francului elvețian a scăzut și el la finalul săptămânii. Francul s-a depreciat de la 4,1165 de lei la 4,1152 de lei. Lira sterlină a scăzut de la 5,2113 lei, cât valora joi, la 5,2060 de lei vineri. Prețul gramului de aur a scăzut și el în ultima ședință a săptămânii. Acesta valorează vineri 153,8855 de lei față de 154,8242 de lei, cât a fost cotat joi.